Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Ministerul Educației Naționale organizează în perioada 24-27 aprilie Olimpiada Națională de Fizică. Cei mai buni elevi din țară la această disciplină se vor afla la Târgu Jiu timp de 5 zile. În municipiu vor fi prezenți peste 500 de elevi de clasele a 6 și a 12, dar și cadrele didactice. Aceștia vor fi cazați la căminele studențești din oraș, dar și la hoteluri. De astăzi, județul Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, așteaptă în Târgu Jiu participanții la Olimpiada Națională de Fizică, atât elevi cât și profesori însoțitori și membrii ai Comisiei Centrale. Sunt așteptați peste 500 de elevi și 50 de membri ai Comisiei. Festivitatea de deschidere va avea loc la ora 18. Alături de noi vor fi părinții și organizatorii. Festivitatea își propune să menționeze programul tuturor activităților desfășurate în aceste zile la Târgu Jiu și de asemenea să le oferim invitaților, musafirilor noștri, o seară de relaxare. Este una dintre cele mai grele competiții, dat fiind faptul că implică atât probe teoretice cât și practice. Concursul se va desfășura la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu și la Școala Gimnazială Constantin Săvoiu. Ei vor avea de parcurs probe practice și probe teoretice, pentru că, ca în final, să se decidă nu numai o ierarhie națională la fiecare clasă, ci și componența lotului care va reprezenta România în competiții internaționale. În cele 5 zile cât vor sta la Târgu Jiu, elevii și profesorii vor merge în vizită la Hobița, acolo unde s-a născut Brâncuș, la mănăstirile Lainici și Dizmana, dar și la Complexul Energetic Oltenia. Olimpiada va avea loc la Colegiul Național Tudor Vladimirescu și la Școala Generală Constantin Săvoiu. De aceea ne dorim ca tot timpul petrecut în Târgu Jiu să însemne și relaxare și un prilej de a cunoaște mănăstirile din județul nostru, obiectivele culturale din municipiul Târgu Jiu, dar și din apropierea Târgu Jiului. Elevii și profesorii vor fi cazați la căminele studențești din oraș, dar și la hoteluri. Suma necesară pentru organizarea acestei olimpiade este de 300.000 de lei. Banii provin de la Ministerul Educației, dar și din sponsorizări.